FC Victoria a devenit supercampioană a Moligii. Echipa din Chișinău a triumfat în turneul național de mini-fotbal și va reprezenta Republica Moldova la campionatul mondial din Germania. Victoria pentru câștigarea grand finalei. Imagini superbe de la arena din parcul Lajzvort. Purtând banderola de capitan, Ghenadie Orbu a ridicat trofeul în aer, iar coechipierii săi de la FC Victoria au sărit în sus de bucurie. Jucătorii legitimați la grupare din Chișinău au obținut titlul de supercampioană după ce au învins în partida supranumită Grand Finala, unde au întâlnit campioana etapei din toamnă și câștigătoarea rundei din primăvară, FC Volta. Ghenadie Orbu a bifat dubla, iar FC Victoria s-a impus cu scorul de 2-1. Ghenadie Orbu, trecere foarte bună a lui Ghenadie Orbu și de gol! Victoria! Gol superb marcat de Ghenadie Orbu. Cu acest rezultat, echipa din Chișinău va reprezenta Republica Moldova la campionatul mondial de minifotbal programat la începutul lunii iunie în Germania. Tricolorii au fost repartizați într-o grupă cu selecționatele din Portugalia, Albania și Columbia. La turneul internațional vor participa 44 de reprezentative.